Procesul Belin a ajuns la final. Procurorii cer o pedapsă medie pentru Sevil Șaide, mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea. Șaide a semnat trecerea insulei Belina din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman. Insula devenise însă, de fapt, fieful lui Liviu Dragnea, susțin procurorii. Irina Codreanu vine cu mai multe date. Irina, concret, ce au cerut procurorii? Bun găsit! E bine, da, așa cum spuneai și tu, este final de proces în cazul insulei Belina. Mai exact, un procuror DNA a cerut condamnarea fostului ministru Sevil Șaide la o pedapsă orientată spre mediu pentru infracțiunea de abuz în serviciu într-un dosar de corupție privind trecerea insulei Belina din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman. În mod normal, pentru infracțiunea de abuz în serviciu, legea prevede o pedeapsă cuprinsă între 2 și 7 ani. Astăzi, instanța a ascultat ultimele pledoariile finale. Inculpații au fost de acord cu pedeapsa primită, mai exact. Pedeapsa constă în prestarea muncii în folosul comunității, însă sentința a rămas să se pronunțe într-un final în data de 27 martie a acestui an. Și ca să reamintesc puțin cazul insulei Belina, se știe că insula Belina și brațul Pavel fac parte din Albia Minoră a Dunării, fapt pentru care, prin efectul legii și al Constituției, fac parte din domeniul public al statului. Așadar, ca să fie trecute în administrare și în proprietatea Consiliului Județean Teleorman, nu era nevoie doar de o hotărâre de guvern, ci de o lege.